Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, fan puterea dragostei. Bine, ne-am reîntâlnit. Aseară m-am întors din vacanță. Țin să vă mulțumesc pentru mesajele de încurajare, pentru mesajele de susținere și cele care mi-ați scris că abia mă așteptați să vedeți următorul meu vlog și părerea mea despre concurenții din sezonul 3. Haideți să începem. Sunt de pe data de 6, n-am mai făcut deoarece am fost plecată. Voi face așa un mic rezumat ca să pot trece în revistă toate emisiunile care nu am făcut vlog și să începem. Paul cu Adriana și Diana. Din ce am văzut eu, am înțeles un lucru, că Paul ține încă legătura cu Diana, iar noi o cunoaștem pe Diana din sezonul 2. Dragă Paul, dacă mă auzi, aș vrea să auzi și părerea mea despre Diana, ținând cont că noi o cunoaștem din sezonul 2. Sincer, mie mi se pare că Paul nu se potrivește cu Adriana. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, vă rog frumos să vă lăsați și dumneavoastră părerile în comentarii. Dacă sunteți de acord cu mine, un like și da, sunt de acord. Dacă nu, comentați de bun simț de ce nu sunteți de acord cu ce spun eu și ce părere aveți dumneavoastră. Mie, vă repet, nu mi se pare că Adriana se potrivește cu Paul sub nicio formă, nici ca fizic, nici ca gândire, comportament. Sunt îngrijiți, sunt tineri, dar părerea mea că Paul caută altă tipologie de fată, iar Adriana la fel. Cu Diana. Din câte am înțeles, Paul încă ține legătura cu Diana. Eu, sincer, nu îl văd pe Paul să aibă o relație cu Diana. Știm destul de bine că Diana îl iubește foarte mult pe Fernando. Exact ce a făcut cu Gabi, părerea mea că va face și cu Paul dacă încă se va întoarce în sezonul 3. Va încerca să facă cuplu cu el pentru emisiune și să poată oarecum să mai uite de Fernando. Dar, din punctul meu de vedere, Diana nu caută o relație, ea vrea să se atârne tot de Fernando, iar Fernando ne-a demonstrat că o ține doar de rezervă. Și asta e. Părerea mea, Paul, ar trebui să te îndrepți către o altă fată. Poate să fii prieten cu Diana, dar relație nu te văd să faci cu Diana. Diana este mult peste așteptările tuturor și ca comportament și gândire și reacții. Deci nu sunt. Adriana este mai liniștită, este și ea ușor colerică când este atacată sau sora ei. Referitor acum la Cristian și Ale. Am văzut că au încercat ei să facă o relație intelectuală, cum a spus Cristian. Ale mi s-a părut o fată foarte inteligentă și chiar nu se potrivea cu acest băiat Cristian. Cristian, cum a și spus, el vrea să-l copieze pe Livian, dar nu are stofa necesară și nici inteligența. Părerea mea că este Cristian un băiat fals care vrea să ne arate cu totul altceva decât este el. Ce m-a frapat cel mai tare, dacă cu adevărat o plăcea pe Ale, cum de nu i-a notat numărul de telefon în agenda. De aici să înțeleg că doar a fost așa o mică plăcere să
vorbească cu ea, că a văzut că este inteligentă, dar atracție nu și cuplu nu cred. Iar Ale, tot așa, neavând altceva mai bun, prefera să vorbească cu Cristian. Acel lănțișor pandativ ce am văzut eu că l-a lăsat, cred că de bun simț, că cu el a comunicat mai mult în emisiune și poate să-și roage susținătorii să o aducă înapoi pe Ale. Cam atât de grupul ăsta, de cuplul ăsta, Cristian și Ale, părerea mea. Pe viitor voi face un vlog mai amănunțit referitor la cei din casă. Acum fac ceva în fugă pentru că sunt foarte mesaje care doresc să fac vlogul. După aceea ce am mai văzut? Andra cu David. Andrada. Andrada cu David. După părerea mea, Andrada nu este genul de fată pentru David. David este un băiat educat, cu bun simț și foarte pașnic. Andrada este o fată colerică, care se abține foarte mult, dar am văzut că la presiune ne arată cu totul o altă persoană. Nu este genul, nu se potrivesc, nu știu, e ca nu cam perete Andrada cu David, după părerea mea, până în momentul de față, nu. Iar David este ușor împins, părerea mea, de băieți să facă pași către Andrada. Andrada face și ea ceva forțat, dar nu am văzut atracție, nu am văzut sclipirea aia de cuplu, de iubire. Ce-am mai văzut? Am văzut cuplu Mona și cu George. Mona mi se pare ușor falsă, după părerea mea. Nu e atât de îndrăgostită de George cum vrea ea să pară. George pare îndrăgostit, după părerea mea. Ce nu-mi place și chiar Mona, dacă mă auzi, bine ar fi să ții cont. Nu-mi place de tine că nu ții cont că ai un băiat de 8 ani acasă, că stai să te pupi, să te săruți, să-ți iei limba în gură cu un alt bărbat în afară de tatăl copilului, în fața televizorului. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să ai cuplu. Dar totuși, haide să ținem cont că avem copii, că nu dă bine să ne pupăm așa în văzul tuturor și un mic sărut de bun simț, da, dar să ne luăm limba în gură și e urât ca mamă să te vadă propriul tău băiat și are o vârstă destul de măricică, 8 ani, mai merge la școală, mai se atrage atenție, uite ce face maică ta, uite. Părerea mea că ar trebui să ții cont în primul și în primul rând de băiețelul tău. E una, sincer, mi-ar fi oarecum rușine de propriul meu copil. Nu de alta, dar decât să fie umilit și să se vorbească la școală de el, aș ține cont să nu-l fac să se simtă jenat propriul meu copil. Părerea mea, Mona, ești un pic falsă, vrei să te dai super îndrăgostită, ceea ce nu văd, ești forțată. Ce-am mai văzut? Am văzut că Nikos cu Alexandra au format un cuplu. Din câte am văzut, Alexandra i-a cerut părerea fostei prietenei ei despre Nikos. Am înțeles că a primit undă verde, iar Mona a atacat-o cu chestia asta, ce părere are prietena ei că face relație cu Nikos. Era normal să o întrebe cei din casă, chiar și noi, dar nu Mona. Părerea mea că Mona trebuia să stea în banca ei, ținând cont că ea îl cunoștea pe Nikos și ca să nu se simtă oarecum deranjat, trebuia să se abțină ea, putea să-i spună oricine, chiar George, oricine din casă, mai puțin tu, Mona. Părerea mea. Asta e strict părerea mea, nu trebuia să te intereseze pe tine, mai ales că, repet, tu cu Nikos erați prieteni din afară,
vă știți mai multe secrete, acum nu știu care cum exagerează, pe viitor vom vedea caracterele voastre și trecutul, dar eu una în locul tău m-aș fi abținut, nu de alta, dar ceea ce s-a întâmplat, a pornit jihadul împotriva ta din partea lui Nikos și oarecum a avut și el de dreptate. Dacă te știi pe tată și cu mai multe secrete și Nikos le știe, eu una n-aș fi dat apă la moară ca el să-mi răspundă cum s-a și întâmplat. Așa că, Mona, din punctul meu de vedere, tu aici ai greșit. Nikos e un pic exagerat, este vulcanic și nu vrea să piardă nicio pătrățică din teritoriul lui. Nu lasă pe nimeni să intre în cuplul lui, în viața lui cu bocancii și el să stea de dovadă că este bărbat și că nu se lasă călcat în picioare și de asta și atacă cu atâta înverșunare. Părerea mea că Nikos ar trebui să se abțină un picuț, să fie mai blând și mai maleabil, dar știți cum e vorba aia, avem 5 degete la o mână, niciunul nu se potrivește cu celălalt. Ce am mai văzut? Am văzut, îmi pare bine că Adriana a înțeles un lucru, că Paul nu este pentru ea și s-a dat la o parte. Paul ne demonstrează că umblă din floare în floare și că vrea că neapărat să-și facă un cuplu până vine Diana. Dar în momentul când va veni Diana, părerea mea că Paul va primi aceeași tratație care a primit-o și Gabriel în sezonul 2, inclusiv hate-ul de la susținători de la public și faptele care le-a făcut Diana cu Gabriel le va face și cu Paul. Asta e părerea mea. Ce-a mai văzut, Nikos a avut contre și cu George. Îmi pare bine că George e ușor retras și nu intră în polemici foarte grave cu Nikos, cum a și spus, se vede că este un băiat rațional, nu cunoaște toate ascunzișurile și tot ce s-a întâmplat între ei și de moment el se abține și bine faci, George, dai dovadă că ești un bărbat cu o judecată demnă de tine. Bravo, așteaptă să vezi și să ai probe și abia atunci trebuie să răspunzi la atacuri. Până în momentul ăsta, părerea mea, lasă pe Mona și pe Nicolas să-și spele ei amintirile și problemele care le-au avut și nu intra tu în polemică să pățești cum a pățit Gabriel și mulți alții din această emisiune și sezonul 1 și sezonul 2. Bine ar fi să stăm pe bară, să urmărim și când avem toate armele și toate dovezile și argumentele, abia atunci să începem să ne spunem cuvântul. Bravo ție, George! Din partea mea, nota 10. Ce-am mai văzut? Am văzut Cristian. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar de fapt nu că nu știu. Face exact ce făcea și sora lui în sezoanele anterioare. El vrea să intre în atacuri și să o atace pe Alexandra cu orice preț. A și spus clar că vrea să elimine aceste două surori. Urât din partea ta, Cristian, de ce nu te-ar elimina ele pe tine, care tu nu faci absolut nimica decât stai în umbră și ataci pe toată lumea și superi pe toată lumea. Ai văzut din prima că ți-au sărit susținătorii în cap când te-ai luat de Mădălina, iar acum încerci cu celelalte fete, în speță Adriana și Alexandra, foarte urât din partea ta, un bărbat adevărat nu face așa. Ai spus că vrei să-l copiezi și să fii ca Livian. Livian niciodată nu ataca o fată care nu avea treabă cu el, care nu-l ataca. Livian decât răspundea la atacuri. Dar ca să se ia de o fată, tamnesam, niciodată.
Așa că, încă o dată, ne demonstrezi că nu ai potențial, că nu ai capacitatea să gândești, că nu faci diferența între rău și bine. Tu calci pe cadavre, tu vrei să devii mentorul acelei case, să devii, ești, nu că să devii, ești îmbârligătorul casei, te dai atot știutor, inteligent, și nu faci altceva decât să ne demonstrezi că ești un simplu personaj fals care vrea decât ceartă. Să-ți fie rușine, din punctul meu de vedere, nu ești demn de bărbat. Arată-ne cu adevărat, am văzut că și Nicos te-a pus la punct cu aspectul tău, îmi pare bine că ai luat la cunoștință, te-am văzut acum mai îngrijit, mai tuns, mai... Nu știu cum. E spre bine. Dar părerea mea, încearcă să nu mai ataci fetele gratuit, încearcă să ne demonstrezi că ai venit să-ți găsești iubirea, nu că ai venit să fii cârcotaș și să cauți numai atacuri, îmbârligături și certuri. Și să instigi pe toată lumea că bine ar fi să plece aceste două fete, care veni alte două fete. Dar de ce nu pleci tu să vină un bărbat adevărat care cu adevărat vrea să-și găsească iubirea, nu să facă doar îmbârligături și să arunce săgeți când consideră el. Așa că mare atenție. Ce am mai văzut? Am văzut astăzi în promo, dar voi dezbate mâine, acum că sunt acasă, sper să nu mai facă soțul meu vreo surpriză să mă ia pe neașteptate în vacanță. Voi face vlog zi de zi. Ce am văzut astăzi în promo, am văzut că intră Gabriel, cel din sezonul 2, și ne spune despre Alexandra că a vorbit cu el și că mai vorbește și cu Cătălin. Din punctul meu de vedere, încă o dată Gabriel ne arată că este un băiețel. În primul rând, dacă erai un bărbat adevărat, nu aduceai în discuție așa ceva. Ești genul de băiețel care, când se culcă cu o fată, cum găsește al doilea băiat în jurul lui, spune: și eu am avut-o pe asta. Asta mi-ai lăsat impresia. Ai mai spus că vorbește și cu Cătălin. Foarte urât din partea Alexandrei dacă face lucrul ăsta. Vom vedea pe viitor, dar țin să te anunț, Gabriel, că încă o dată mi-ai demonstrat că ești un băiețel. Un bărbat adevărat niciodată nu aduce în discuție cu cine vorbește, ce a făcut cu acea fată și să mai trimiți și mesajele în emisiune. Foarte urât. Sper că acum majoritatea telespectatorilor au înțeles ce fel de caracter ai. Să nu-mi spui tu mie, Gabriel, că tu ai făcut așa ca să-i demonstrezi lui Nicos că ce față are Alexandra. Nu. Tu ai făcut chestia asta ca să intri în atenția telespectatorilor și concurenților, să intri în casă. Dar, încă o dată, ne-ai mie una mi-ai demonstrat că ești un fals. Mi-aduc aminte că în al doilea sezon, când ai fost tu, spuneai că vrei să pleci, că nu mai vrei să stai sub nicio formă, că nu te lasă pandemia să pleci din casa asta, că ție nu-ți place. Acum de ce vrei să te întorci? Deci, încă o dată, ne dovedești că ești o persoană foarte, foarte falsă. Așa că, foarte urât din partea ta, Gabriel, că ai adus în discuție și că ai încercat să-ți faci tu, să-ți clădești fericirea pe nefericirea altei persoane și să o denigrezi pe Alexandra. Foarte, foarte urât din partea ta. Oare ce fete vor vrea să mai fie cu tine când tu arăți discuțiile dintre tine și o fată? Părerea mea, că ești un băiețel care nu are bun simț și respect față de fete. Asta e, vom vedea ce s-a întâmplat. Chiar dacă Alexandra, repet, a făcut lucrul ăsta, până nu văd exact ce se întâmplă, nu am cum să-mi dau cu părerea. Nu a făcut bine dacă a vorbit de tandrețuri cu Cătălin și cu Gabriel. Urât din partea ta, Alexandra. Dar până în momentul când nu am să văd, mă rezum decât la promo care l-am văzut.
Mâine vom vedea ce s-a întâmplat. Așa că minciuna are picioare scurte și indiferent când, cum, tot va ieși adevărul la suprafață. Referitor la Mona, același lucru și despre Mona, dacă a avut relații cu Nikos sau tandrețuri în afară, mai mult ca sigur, pe viitor se va afla. Asta e, să vedem. Dragii mei telespectatori, Puterea Dragostei, de moment doar atât, că am prins informații doar în mașină din mers așa și ce am mai văzut pe la mare, deci nu sunt la curent cu toate, îmi cer scuze. Dacă în caz am pierdut un anumit subiect, vă rog frumos să îmi lăsați în comentarii, să pot să-l urmăresc și mâine în vlogul care îl voi posta și rezumatul zilei de astăzi, voi menționa și părerea mea despre subiectul care doriți dumneavoastră referitor la emisiunile astea care le-am pierdut. Poate mi-a scăpat un subiect și ați vrea să știți și părerea mea despre acel subiect. Acum, închid aici, vă mulțumesc din suflet, distribuiți să ne facem auziți, să devenim o comunitate mare și mulțumesc anticipat celor care îmi distribuie vlogul, nu în ultimul rând fete frumoase, Gabriela Gabi, Honceru Angelica, Florica Perca și sper să fiți mai multe. Vă îmbrățișez cu drag a voastră Laura și ne vedem mâine. La revedere!